Bună ziua, iată, suntem din nou la o nouă filmare. De data asta vreau să vă arăt un stup cu cat întreg, dar sunt caturi de jumătate pe care le-am redus. Ele nu sunt pline deocamdată, dar singura extindere aceasta a fost. Să îi mut rame întregi în cat. Și de ce am făcut acest lucru? Să am loc. Iată, Albina e sus. Să văd dacă se vede cât de adânc. Da, se vede. Ce voi face eu mai departe e că e greu de ridicat un astfel de cat. Am numai 4 rame acum, dar voi pune încă 3 rame. 3 foi trebuie să-i pun la clădit, o să-i pun în partea de jos. Fiindcă el clădește și aici, pe ramele astea unde am lăsat eu. O să arăt imediat și partea de jos, fiindcă o să iau catul jos. Ca să putem muta catul mai ușor, eu am optat la soluția de a muta ramele, fiindcă sunt rame întregi. Avem ceva miere. Le mutăm într-o altă cutie. Acolo au loc și mutăm așa câte una, ca să nu mai avem de ridicat. E mai mult de lucru, dar e mai sănătos. E mult mai sănătos. Deci scoatem astea. Nu știu, 4 rame cu mâncare, miere este pe ea. Iată așa. Nu ridicăm, fiindcă dacă în fiecare ramă avem 2 kg, să zicem 2, da? Poate să fie 3. Și acum scoatem catul. Și o să-l punem la loc și tot așa o să mutăm ramele. L-a lipit un pic. Gata. Iată așa arată jos. Vedem dacă se filmează corect. Da. Deci așa arată el jos la ora actuală și aici eu vreau să-i bag 3 foi și să mai mut din rame sus. Să-i dau să lucreze și el. Și aici o ramă cu mâncare, o mutăm sus. Am de gând să mut sus 3 rame. Deci dacă în filmul trecut ați văzut stupul orizontal, acum vi-l arăt pe cel vertical și cum m-am gândit eu să lucrez cu el. Aici avem semănat tot cu ouă. De fapt se vede cum stă Albina. Când stă Albina așa mai bleagă. Și aici avem păstura. Și aici am putea colecta păstura. Avem păstura destulă. Mi-ar plăcea să avem această păstură în luna august.
atunci era ideal. Bun, să trecem la treaba acum. Mai avem nevoie de două rame. Cuibul cu cuier, cu miere. Ca să nu lungesc filmarea, o să vă arăt, deci ați văzut cuietul. Și acum eu trec direct în capătul celălalt al stocului. Eu așa lucrez. Ca să nu... n-am nevoie să văd tot cuibul. Duc în capătul celălalt, aici știu că e oat tot. Așa, vă arăt ramele din capătul ăsta. Vedeți, am parcurs tot cuibul. Aici a eclozat albina și a oat la loc. N-aș vrea să mut puiet sus, dar dacă nu am de ales, o voi face. Vreau să am în lucrarea cu puietul încă o săptămână. Aici avem rama de... rama oarbei, se spune, dar... iată, eu am lăsat doar această parte. Este oată plină de trântori și o să elimin la un moment dat. Când voi veni data viitoare, o să elimin. Se pare că o să trebuiască să mut puiet sus. Aici este o ramă cu mâncare, iar partea cu trântorii, normal că e căpăcit acolo, nu-i căpăcit, sunt lată. Deci avem două rame capcan aici. N-am fost atent că nu trebuie să fie două, dar se poate folosi și astea. Iată o ramă care va merge sus. Așa, avem 6 rame. Și acum voi trebui să scot una cu puiet. O voi scoate și o să murțesc. O iau chiar din mijloc și sus va avea același rol, tot cea din mijloc. Mă uit un pic de matcă. Nu este și... fac aici? Da, mai chiar acolo. Ne aleg eu. Deci am mutat o ramă de puiet sus și punem 3 foi. Una în mijloc și mai punem în penultima.
Și cu asta am încheiat lucrarea la această colonie. Acum e vin înapoi cu catul. Lui. E ușor, așa gol, nici nu simți. Îl așezăm pe poziție și venim cu ramele înapoi. Asta așa. Și așa e. E destul de grea câte o ramă, dar pe să ridici tot capul. Acum este și el pe 18 rame. Și sperăm să stea cu minte un timp. Aici avem rama cu puiet și blocat cu păstură. Probabil e și o greșeală mea de a nu colecta polen prea interesant anul ăsta. Deci ce vreau să vă arăt eu încă ceva. Aici, pe această ramă, vedeți, sunt tot felul de culori de albi. Avem și dungate roșii, avem și cuinele doar albe și mai negre. Dacă eu aș face de aici măci, ce culoare mi-ar ieși mat? N-aș avea niciun control, fiindcă și ouăle respective sunt tot din albina colorată. Are și o matcă roșie, una neagră, una mai puțin neagră. Iată, aici avem miere, punem lângă puietul căpăcit. Foarte bună ideea asta cu caturi, că a trebuit să frezez. Sunt două caturi, unul pe doi, și la unul am frezat din el, ca să se potrivească ramele perfect pe cealaltă ramă. Un pic de ceară. Și atâta-i tot. Asta-i tot. Acum avem 6 rame sus, mai încape încă 6 rame, da? 7 rame avem sus, da? Și când o să mai vin, mai aduc încă 4 rame cu puiet sus și jos o să mai pun foi. Și așa sper să pot sta liniștit, dar eu nu prea cred. Aici punem folie pe ramele care au rămas neacoperite. Așa, punem polistirenul. Și iară folie. La asta mai punem încă folie. Să poate să vină albina sus să lucreze. Și aici punem două sticle. Două sticle de ulei esențial. Le fac imediat pe loc. Umplu sticlele pe loc. În anii trecuți stăteam, umpleam sticlii, trebuia să cas sticlii din casă, iar umple, iar acum le-am simplificat.
Aici pe loc umplu sticlile. Hai pe loc. Aici îi punem ulei esențial. Mai aducem o sticlă. Aici punem o sticlă și cu asta am terminat. Așa, ce să zic? Vedeți, este încă o colonie foarte frumoasă. Acum termin cu această filmare și încep una alta cu o altă colonie care tot așa tare este dezvoltată. Iată, așa am pus și lui. Deci nu voi renunța la uleiul esențial, vedeți? Folosim în continuare. Vom folosi tot anul. Nu e ceva foarte costisitor. Dintr-o ramă cu miere de la o colonie dai ulei esențial la toată familia. La 30-40 de colonii poți să dai acest sirop fără probleme. Bun. Atâta la această colonie. Trecem la o alta.